Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre. Este directoare la Liceul Penticostal Logos, Lăcrămioara Grigoraș. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Eu mulțumesc pentru că știu că într-o zi atât de ocupată și aglomerată e dificil de găsit o jumătate de oră ca aceasta în care să stăm de vorbă pe întelete și să scoatem experiențe. Dincolo de profesie, dincolo de rolul pe care îl joci acum, există o mamă, o soție, o femeie, un copil al lui Dumnezeu, care a trecut prin experiențe care au dovedit că Dumnezeu e real, că dincolo de cuvinte există o putere și aș vrea să nu scot eu mai multe din povestea ta, dar aș vrea să ne conduci în momentele cheie din viața ta în care l-ai văzut că Dumnezeu e acolo. Da, am văzut că Dumnezeu este cu mine încă din copilărie. Nu am născut într-o familie neoprotestantă. Era o familie credincioasă lui Dumnezeu, așa cum știau, și în fiecare duminică mergeam la biserică împreună cu bunicii mei. Am prins bazele creștinismului de la bunicii mei, de la părinții mei. Rugăciunea era rugăciune, chiar seara de seară, dacă eram în vacanță, bunicii ne controlau dacă ne-am rugat și nu ne lăsau în vârful patului. Spuneau că atât respect merită Dumnezeu să ne plecăm genunchii lângă pat. Nu am fost străine de Dumnezeu. În momentul în care mama mea s-a îndreptat spre Biserica Penticostală, a fost pentru mine un lucru nou de fapt. Am început să merg cu mama la biserică, să-mi placă foarte mult și să-L pun pe Dumnezeu la încercare. Am văzut rugăciuni ascultate, așa cum spuneam, din copilărie, în momentul în care ne rugam pentru tatăl meu, care nu-L cunoștea pe Dumnezeu și a fost o întâlnire personală. Tata s-a botezat cu un an înaintea mea. Dar cum adică L-ai pus pe Dumnezeu la încercare? În rugăciuni, poate acum mă gândesc rugăciuni puierile atunci, dar rugăciuni cu toată inima și cu toată mintea. Adică știam că dacă eu mă rog și dacă nouă ni s-a arătat Dumnezeu, îi se poate arăta și tatălui meu și bunicilor mei, celor dragi ai mei. Și mă rugam cu atâta stăruință, efectiv credeam că Dumnezeu îmi va răspunde. Eram în clasa a patra când mama s-a întors la Dumnezeu. Dar eram ferm convinsă că într-o zi, eu mi-o doream cât mai repede de față de rugăciunea respectivă, tatăl meu să se întoarcă la Dumnezeu. Nu era împotrivă. Era un om, tatăl meu este un om foarte bun, sufletește. Ne ducea cu mașina la biserică, el pleca acasă, nu intra. Niciodată nu ne-a oprit de la biserică, nici pe mine, nici pe fratele meu. La acel moment eram doi frați și nu ne-a oprit să nu mergem cu mama. Da. Ție, deja Dumnezeu ți se arătase în clasa a patra la 10 ani sau cât? Da, iubeam biserica, iubeam tot ce auzeam, eram plămândă de tot ce se întâmpla și ne gândim că prima mea biserică a fost biserica de pe Romulus. O biserică micuță, eram în podul bisericii împreună cu orchestra, nu eram în orchestră, dar acolo era locul meu unde seam eu un locușor sub o grindă, era un capăt de biserică și mă simțeam atât de bine și îmi doream să merg la biserică. Mi-am dorit, prima mea experiență de fapt a fost să primesc o Biblie. Nu aveam o Biblie, era vremea comunismului, sfârșită de perioada a comunismului și îmi doream eu o Biblie cu coperțile Bordeaux. Nu mă întrebați de ce Bordeaux, în mintea mea de copil. Asta era culoarea perfectă. Pentru mine, da. Și mare, am cerut-o în 2015, o Biblie cu coperți bleu-maren. Nu știu de ce, că mi-o puteam permite, dar îmi doream o Biblie cu coperți moi bleu-maren. Și la o conferință în timpul școlii doctorale am primit la acea conferință o Biblie cu coperțile Bordeaux. Am eu probleme cu cărțile și cu coperțile. Am primit acea Biblie. Dumnezeu își pune mintea cu noi. De aceea spun că l-am pus pe Dumnezeu la încercare. Poate sunt lucruri mărunte. Atunci erau lucruri foarte mari. Să primești o Biblie în perioada comunistă era un lucru mare. Să-ți fie și personalizat, adică doar pentru tine, cu o dedicație acolo, m-a marcat Biblia respectivă pe care am iubit-o. L-am pus pe Dumnezeu la încercare și în viața mea de elev. Nu provin dintr-o familie înstărită, dar o familie care a avut cele necesare. Dar îmi doream eu un stilou chinezesc, era un mare lucru atunci. Îmi spărsese fratele meu stiloul meu chinezesc primit de la bunicii mei și îmi doream un stilou chinezesc. Nu-și permiteau părinții în acel moment să mi-l cumpere și m-am rugat. Poate e puieril, dar mi-a zidit și de fapt mi-a întărit credința de copil într-un Dumnezeu pe care atunci îl descopeream și el se releva. Cam mai târziu să-l văd în putere și cu altă minte de om matur.
Dacă ar fi fost pentru mine o pedeapsă în copilărie, ar fi fost să nu mă lase la biserică. Și acum stau să mă gândesc cum puteam să merg atât de mult, atât de des și să-mi fac temele și să o ajut pe mama cu frații mei mai mici și să-mi găsesc plăcere în casa Domnului. Nu era comoditate, era o dorință și o alergare, de fapt, înspre Dumnezeu. Zilele de jertfă, spre El. Da, zilele de jertfă, acum știu disciplina spirituală și ceea ce înseamnă. Dar atunci copil și de fapt adolescent, aveam în fiecare zi a săptămânii câte o cauză pentru care posteam înaintea Domnului și doar una din ele era pentru mine. Și mă gândesc că așa poate de multe ori mi-e dor de acele vremuri, de o cunoaștere lui Dumnezeu cu ochii unui copil. Nu a spune naivitate, ci a spune Sunt copil. Etape și cred că ulterior au urmat și alte etape în care ai avut ocazia să-L vezi pe Dumnezeu implicându-se în paliere diferită. Dacă a început cu coperțile unei Biblii Bordeaux, sunt convinsă că au urmat și alte verici care s-au legat și au făcut ca întreg procesul credinței tale să devină atât de matur și consistent cum este astăzi. Așa este, Cristina. Repet, nu am avut posibilitatea să urmez o facultate imediat după finalizarea liceului. Așa au fost vremurile. Nu știu de ce, părinții mei îmi spun astăzi, de ce nu te-ai dus atunci, că noi te-am fi sprijinit. Poate nu am vrut să pun poveri suplimentare pe ei, erau, sunt și acum oameni simpli, erau muncitori în electromotor. Știam ce sunt greutățile familiei, eram deja 4 copii când eu am terminat liceul. Și am văzut purtarea lui Dumnezeu mai departe, relevându-se mie cu studiile mele, adică să ți se ofere un loc de muncă la 18 ani, fără să ai facultate. Am lucrat și atunci în liceul Logos, când m-ai prezentat în liceul Logos, nu știu de ce, dar e acea veriga lui Dumnezeu care în timp construiește și formează. Am lucrat secretară în liceul Logos până am născut și am rămas acasă în concediul de îngrijire copil. A fost o etapă care m-a format profesional, de fapt începuturile. Acum chiar îi mulțumesc domnului Găteană că a avut încredere în mine atunci să mă trimite la diverse cursuri de formare, să mă formeze, avea dumnealui, era foarte organizat pe documente și m-a ajutat ulterior. Am avut un al doilea job într-o fundație non-profit, o casă de copii, unde șefii mei erau irlandezi. Nu pot să spun că la început stăpâneam atât de mult limba engleză cât a trebuit să o învăț, dar formarea mea a documentelor, a hârtiilor, ce a început Dumnezeu cu mine în Logos, s-a materializat după aceea în al doilea loc de muncă, organizare, documente și așa mai departe, și o văd și acum. De fapt, toată viața mea o pot defini ca o purtare continuă de grijă a lui Dumnezeu, de la cele mai mici detalii ale vieții până la cele mai mari și importante. De aceea îmi doresc și eu astăzi să fiu mai departe o binecuvântare pentru copiii pe care avem în școală, pentru familia mea. Și dacă deviza noastră în liceul Logos anul acesta este pace, cel de-al doilea lucru practic, vreau să fim foarte atenți la elevii care sunt din pătura de mijloc a nivelului de învățătură. Poate și că provin de pe acolo, adică mijloc spre vârf, dar nu vârf. Poate de multe ori suntem tentați să-i trecem cu vederea, suntem atenți pe cei care deranjează, suntem atenți pe vârfuri, provocări diferite și cei care se mulțumesc să fie doar acolo și consecvenți, să nu fim atât de atenți la ei și pot fi valori foarte mari. Aceasta este una dintre devizele liceului Logos anul acesta, dar plecând de la experiența mea și a colegilor mei. Mi-a atras atenția faptul că ai zis că posteai și te rugai în fiecare zi pentru mai multe motive. Doar unul singur era pentru tine, dar astăzi ești binecuvântată pe toate planurile, ceea ce înseamnă că atunci când te rogi pentru alții, cumva aceste binecuvântări se răsfrâng asupra ta. Așa este. O vedem și acum, o văd și acum. Poate este pueril sau neacademic ce spun. Săptămâna aceasta aveam o experiență apropo de ceilalți. Îi plăcea unei domnișoare din jurul meu portofelul meu. Între atât de mult încât de unde l-ai cumpărat, îl vreau. Și nu eram legată absolut deloc de el și chiar cu mare plăcere, nu e de mult timp, ți-l dau. Era o culoare mai atipică. Bordeaux? Nu, era un vernil și nu sunt neapărat prietenă cu vernilul. L-am dat, l-am trimis prin fiul meu cel mic, ca după o oră, două,
fără nici cea mai mică așteptare să primesc un portofel. De la o prietenă de-a mea care s-a gândit, adică efectiv m-a vizitat, ce uite, ți-am adus ceva și pe lângă o ciocolată era un portofel. Primești în mod frecvent? Nu, nu, cred că nu știu, nu spun singurul, dar e printre foarte puținele lucruri. Apropo de udată, uzi pe cineva și Dumnezeu îți întoarce. De fapt, asta îmi doresc cu viața mea personală. Să aud pe alții. Uh-huh. Îl pomeneam pe tatăl meu. Tatăl meu este unul dintre, de la cine, de fapt, am și învățat. Mama e riguroasă, mama e, să spun, cel care a dat direcția oarecum în familia noastră, dar tata a fost partea soft. Tata ne citea povești, tata le citea cu intonație, mama ne trimitea să le citim, tata ni le citea. Adică tata a fost partea aceea și îmi doresc tare mult mai departe să transmit ce am învățat. Și de fapt asta îmi doresc, să fie o lumină în jurul meu și pentru cei din jurul meu. Și mă întrebai când am văzut purtarea lui Dumnezeu într-un mod real. Ce am spus acum sau până acum erau micile lucruri. De fapt, și doresc să transmit mai departe lucrul acesta. Căutați-L pe Dumnezeu în lucrurile mărunte, că vi se va descoperi și în lucrurile mari. Poate de multe ori suntem tentați, mai ales că predau discipline teologice sau acum cu degrevare de director mai puține, dar înainte le predam, suntem tentați și citind teologie și studiind și cărți să gândim foarte filozofic și abordarea lui Dumnezeu filozofic. Sau în mare și în lucrurile mari și să vedem doar muntele. Dumnezeu se relevează oamenilor în lucrurile mărunte. De fapt, o cunoaștere personală începe de la lucrurile mărunte, de la a-L simți, a-L vedea, a-L cunoaște, a-L pune la încercare. Nu poți să crezi neapărat Dumnezeu mută muntele când tu nu L-ai gustat în subtilitățile tale ale vieții mărunte. În viața noastră personală, a familiei mele, lucrul mare pe care l-a făcut Dumnezeu le face zilnic. Dar momentul de disperare a fost în 2018, când am văzut o purtare de grijă mai mult ca niciodată și un răsfăț al lui Dumnezeu vis-a-vis de noi. Unul dintre băieții noștri s-a născut cu o problemă medicală. Mi s-a sugerat să nu s-a prăbușit cerul peste mine când mi-a spus în maternitate, ne gândim că era acum 20 și mai mult de ani, știu câți ani are fiul meu, dar nu am vrut să divulg care dintre băieți, pentru că nu aș vrea să audă și să se simtă nicicum. Dar cu toți am văzut mâna lui Dumnezeu și s-a născut cu acea problemă, am învățat să trecem peste ea. Medicii îmi spuneau să începem intervențiile chirurgicale în jurul vârstei de 6 ani. Mi s-a sugerat la 6 ani. Era o problemă vitală? Depindea viața lui de aceasta? Viitorul lui, da. Uh-huh. Era bine. Nu era catastrofală, dar era bine să o facem și trebuia să o facem. Mi s-a sugerat să mergem la spitalul din Arad, pentru că era un chirurg mai renumit acolo. Întâmplător sau nu, prin fundația la care eu am lucrat, am sprijinit spitalul respectiv foarte mult, foarte, foarte mult, cu lucruri pe care dumnealor nu le aveau și erau de wow. Și am zis, dacă tot îi cunosc, dacă tot am auzit, hai să începem operațiile și ne sugera și medicul să începem. Încă de la început a fost o catastrofă, s-a infectat operația, de la 3-4 zile am stat 2 săptămâni. Vă imaginați, eu stând lângă copilașul meu de 6 ani pe un scaun de lemn, 2 săptămâni, a fost îngrozitor de greu și trauma și dramele din jurul meu m-au marcat teribil de mult. În final ne-am dus acasă, nu-mi plăcea cum arată operația și ca mamă am mers foarte mult pe călăuzire, pentru că mă rog zilnic ca Dumnezeu să mă călăuzească în tot ce fac. Cred că și în cele mai mici detalii Dumnezeu te călăuzește. Când m-auzea medicul că nu-mi place cum arată operația sau nu-mi place cum răsuflă unul dintre copii, deja avea o reacție, iarăși eu, nu-mi plăcea cum arăta, nu eram de specialitate. Am mers la un chirurg în Timișoara, ne-a confirmat că s-a infectat mult mai adânc și pentru a nu da în septicemie trebuia să facem încă o intervenție chirurgicală în Timișoara. Am făcut-o și mi-a zis să nu mai umblăm, pentru că poate crea mai târziu disconfort și să ducă la drame personale.
ne-am oprit atunci și ne spunea așa, când va crește, pe la 17-18 ani, căutați și vedeți, erau probleme legate de urologie, de domeniul urologic, vedeți dacă mai trebuie să faceți. Am spus, ok, aveam în vedere deja crescând copilul, fiind și băiat, a fost și mai greu, nu am putut să mai văd ce se întâmplă, dar totul e în regulă, da, dar poate ar trebui să consultăm. Deci i-a rămas undeva întipărit în minte că ar trebui să consultăm un urolog. La un moment dat, în 2018, în luna mai, îmi spune mama, cred că s-a infectat de undeva pentru că elimină ceva ce nu e normal să elimin. S-a dovedit a fi infecție. Am mers la urolog pe care îl auzisem la momentul respectiv că e bun în Timișoara, că toți căutăm specialiști în domeniu. Da. Exact. Am mers la dumnealui și ce am apreciat și îl respect și în ziua de astăzi și îl recomand, onestitatea. Mi-a spus, doamnă, nu fac asemenea intervenții. Avem specialiști în țară, în București, dar nu vă recomand să le faceți. Eu vă recomand să încercați să ajungeți în Belgrad, în Serbia. Acolo este o clinică foarte renumită. Am văzut la congresele medicale ce intervenții fac și eu vă sugerez să ajungeți acolo. Deci nu știam de unde să o apuc. Am mers acasă și am zis să reușim. Efectiv m-am rugat, am zis, Doamne, călăuzește-mă, pentru că nu știu cum să ajung acolo, nu știu cum și prin cine, dar știu că voi ajunge. Am început să caut pe internet clinica respectivă, aveam o denumire, nici măcar nu era cea corectă, dar m-a condus. Era un specialist pe care mi-l notase doctorul pe bilet, l-am găsit pe internet. Se făceau programările în acel moment pentru o clinică, de fapt prin fundația lor din America. Am scris în aceeași clinicii din America, fundației, doresc o programare. După aceea comunicarea a fost tot pe engleză și dacă spuneam că viața mea a fost o înlănțuire de evenimente, am văzut încă o dată de ce a trebuit eu să învăț engleză, ca să pot, adică a trebuit să învăț și pentru mine, dar m-a ajutat foarte mult în tot acest moment îngrozitor de greu. Știam că e copilul meu cu infecție și știam că trebuie să ajung acolo. Cum? Nu știam. Resurse? Nu aveam. M-a anunțat cei din America că doar în luna august au primul loc liber. Să trimitem poze. Voi erați în ce lună? În mai. Uh-huh. Infecție. Uh-huh. Am zis, dar mai devreme nu se poate, nu se poate. Îmi dăduse medicul din România ceva între timp să stopeze, că nu știam nici de unde provine. De pe ce canal și cum, nu știam. Și nici medicul respectiv nu știa cel din România. Am trimis ce aveam la momentul respectiv. Și ne anunță că operația va fi în jurul sumei de 4.500 de euro. Poate unora li se pare sumă mică. Pentru noi care în acel moment nu aveam nici 100 de euro, era foarte mult. Noi veneam ca și familie, după susținerea mea în școala doctorală, care n-a fost simplă și ușoară, noi facem de obicei ședințele în familie în care decidem și luăm deciziile împreună și asta am obișnuit și dacă a fost cu funcția și dacă a fost cu școala doctorală, nu știu, m-am simțit eu foarte liberă, niciodată nu aș vrea să-mi reproșeze, nu ai avut poate suficient timp, cu toate că ziua eram mamă și noaptea eram, studiam, nu am vrut să mi se reproșeze mai târziu, să ajungem, că oare cum finanțele familiei s-au dus într-acolo. Sau, nu știu, era în mintea mea. Deci nu stăteam nici bine financiar. Am zis, Doamne, Dumnezeul meu, poartă-ne de grijă. Nu știu de unde și nu știu cum. Niciodată nu am spus nici familiei mele, nu mi-a plăcut să mă plâng. Vai că nu am. Am zis că am un Dumnezeu care se îngrijește de nevoile noastre. Acel pus la încercare. Uh-huh. Erau, dacă ne mai rămâne timpul, am să vă povestesc un moment în care Dumnezeu ne-a purtat efectiv de grijă cu mâncarea de a doua zi. Spuneam că viața mea este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Așa, am ajuns în luna purtarea de grijă cu banii. Doamne, nu știu cum. Auzise o doamnă pe care am sprijinit-o la un moment dificil din viața dumneaei, atât eu cât și soțul meu, cu fiica dumneaei avea mari probleme, a trebuit să fugă din Suedia. Era momentul în care Barnevertul intervenea asupra copiilor și în familiile creștine. Fiica avea o răzvrătire personală
severă. Când a venit în România, am văzut cât e de gravă. Adică... Dar mi-au cerut ajutor. Ei erau deja filați acolo și urma, nu pentru că o mai atingea sau era rebelă și consumată și o viață tumultoasă, ci pentru că obligau să meargă la biserică. Ăsta era motivul. Am sprijinit-o, am ajutat-o vreo un an și ceva, doi ani, până s-au întors în Suedia, după ce fata a fost complet reabilitată. Nu e harul, e harul Domnului și lucrarea Domnului, nu e meritul nostru. Dar prin acea familie, când au auzit, întâmplător, vorbea cu soțul meu, după ce s-au întors în Suedia, ținea legătura cu noi, au auzit de problema noastră, au zis, noi vrem să vă ajutăm. Și au fost primii bani pe care i-am primit. Și de acolo, nu știu cum, sincer vă spun, nu știu cum, s-au adunat sau am primit 6.000 de euro. Dacă mă întrebi azi, cât a fost cazarea, pentru că s-a lungit la 2 săptămâni statul nostru în Serbia, cât a fost operația, cât a fost cazarea, au fost 6.000 de euro. Oh. Nici mai mult, nici mai puțin. Exact. Erau și salariile noastre, ce am putut să punem deoparte și ce am primit din stânga, din dreapta, fără să facem publică nevoia noastră. Doar purtarea lui Dumnezeu de grijă. Ce a fost operația, a fost o reușită. Ce este acum, e harul Domnului. Am recomandat și altora și cred că și acea încercare prin care ne-a fost dat să trecem, de multe ori ne gândim că poate este adresată nouă sau ne este doar nouă. Uh-huh. Am învățat în viața aceasta și în umblarea cu Dumnezeu că de fapt e de cele mai multe ori și pentru cei din jurul nostru. Pentru că niciodată nu voi putea înțelege o mamă care are greutăți cu copilul personal dacă eu nu am trecut de acolo. E una să fii ca și... un om sătul, să zici, las că-ți poartă Domnul de grijă unui flământ. Așa e. Dar când tu ai fost flământ, parcă înțelegi și durerea și nevoia și nu poți să fii insensibil sau să nu te implici. Pentru noi a fost lucrul cel mai de preț, pentru că deja erau copiii noștri adolescenți, știau care sunt resursele noastre și au văzut purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru noi a rămas mărturia, poartă mărturia cea mai de curând și cea mai mare. După aceea s-au rostogolit lucrurile și am putut fi noi binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Dar cred că este foarte important ca și creștini să nu luăm lecțiile, de multe ori spunem și eu am spus, până am crescut copiii mei, Doamne, dar de ce? Dar nu poate să fie și altfel? Sau să te iei cu Dumnezeu la trântă, sau să îl judeci. De ce ai făcut așa? De ce ai îngăduit așa? Că eu am fost, că eu am făcut. Cine ești tu? Sau cine sunt corect? Tu? De ce aș merita eu mai mult? Sau de ce merit? Sau de ce cred eu că merit mai mult? Hai să văd ce pot să învăț de acolo și să pun în practică. În practica curentă. În practica de zi cu zi. În umblarea mea de zi cu zi. În locul în care Dumnezeu te-a așezat. Și eu zic că pentru vremea pe care Dumnezeu m-a așezat sau în liceul Logos, vreau să fiu o binecuvântare chiar și pentru părinți, chiar și pentru cei din jurul nostru, pentru că nu de puține ori trebuie să fim o binecuvântare. Ce faci când îți vine mama plângând că nu înțelege sau mai are situația acasă așa cum este, cum nu și-o dorește nici ea, nici eu, nici alții, și ce faci? Aplici legea? E foarte simplu să aplici un regulament. Vezi și dincolo de regulament, cât de dărâmat pleacă omul din jurul tău sau din biroul tău sau din fața ta după ce a intrat într-o școală creștină. De fapt, cred că aici este întrebarea. Scopul școlilor creștine. E bună întrebarea. Și Lacrim, spuneai că mai e o situație în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă pentru ziua de mâine. Dă-ne câteva detalii despre povestea aceasta. Da. Noi... Când ne-am căsătorit, soțul meu fusese înainte de a ne căsători în Israel. Am muncit acolo, așa cum erau vremurile din 1990 și 98 ne-am căsătorit noi. Chiar anul acesta avem 25 de ani de căsătorie. Mulțumesc la fel și m-a binecuvântat Dumnezeu cu un soț extraordinar, minunat. Și nu o spun doar eu, o spun și mă bucur tare mult că era unul dintre motivele din acea zi pentru mine, era și pentru viitorul meu soț. Și îmi doream să fiu un soț credincios care să mă înțeleagă așa cum sunt eu și să mă accepte așa cum sunt. Și nu m-am căsătorit pentru mine, am vrut să fiu binecuvântat și eu pentru soțul meu și el pentru mine. Și ne-am căsătorit lumea, deci am spus această paranteză, pentru că cei din jurul nostru nu ne știau a fi fără bani.
El avea un apartament, l-am vândut fiind la parter, nu-mi plăcea mie. Locuiam în apartamentul părinților mei care au plecat la sat și se născuse primul nostru copil, primul nostru băiat. Anul acesta împlinește 24 de ani. Și deja l-aveam pe Abel. Era o situație foarte ciudată. Soțul meu își dorea să plece din nou în Israel pentru că prețurile crescuseră în România. Oarecum nu-și găsea locul financiar în România. Era și mentalitatea familiei din care el provenea, să pleci dincolo, să faci bani, să ai. Noi eram mai așezați, mai echilibrați cu plecatul în familia mea, dar își dorea foarte mult să se întoarcă în Israel. Banii pe care îi avusese se cam terminau, deja de fapt s-au terminat. Am mai pus diferența la apartamentul pe care l-am schimbat, am avut traiul de zi cu zi, eu lucram la liceul Logos, eram secretar al liceului Logos, aveam deja un copil și am rămas fără bani. Părinții mei locuiau la Vinga și bunicii mei la fel, Vinga însemnând 36-38 de kilometri de Timișoara, nu departe, dar cum am spus și mai devreme, niciodată nu le-am spus că eu o duc greu financiar sau că nu mai am ce să mănânc în ziua de mâine. S-a întâmplat ca dimineața să avem atâta bucată de slănină, o felie de pâine, pe care am dat-o în gura copilului meu de 4-5 luni, pentru că nu mai aveam nimic. Nimic însemnând nimic. Noi n-am avut ce să mâncăm în dimineața respectivă. Dar când mi-a zis soțul meu, lăcrie, mâine ce facem? Zic, Dorin, Dumnezeu ne va purta de grijă. Nu știu cum. Nu știu prin cine, dar o va face. Ce bine. Punem pe Dumnezeu la încercare. Ne-am culcat, asta era seara. Dimineața am avut ce să-i dau lui Abel. La prânz nu, nici lui și nici nouă. Pentru că nu mai aveam pâine. Și dacă mai aveam slănină, nu mai aveam pâine. Pe la ora 10, vine un frate care a plecat între timp la Domnul și oarecum pornit, era prieten de familie cu părinții mei, trântește o plasă foarte mare, așa, dar efectiv așa a bucat, o pune pe mobilă. Toată noaptea nu am putut să dorm din cauza voastră. Zic, de ce? Zicea, ne povestea, uite, am primit din America de la fratele meu o sumă de bani să fac pachete cu alimente familiilor nevoiașe. De ce toată noaptea dui și la lăcri și lui Dorin, nu știu, voi aveți, de ce a trebuit să vin la voi, nu știu, am adus-o, faceți ce știți cu ea, eu am făcut ce trebuia să fac, toată noaptea n-am dormit. Nu am putut să-l las fără să, i-am început să plâng, pentru că eram copleșită. Când am deschis plasa, era până și suc la cutie de carton. Ne gândim că asta era acum 22-23 de ani. Până și răsfățul lui Dumnezeu, n-a fost doar mâncarea de bază. Era câteva zile până primeam salariu. Soțul meu lucra part-time la o fabrică de mobilă, pentru că își depusese actele să plece înapoi în Israel. Eu eram secretară, noi era de fapt în îngrijire copil, nu aveam salariul foarte mare. Și era înainte de salariu, acele câteva zile când luna e mai mare decât salariul. Dar Dumnezeul meu mi-a trimis și detergent, mi-a trimis și mâncare, mi-a trimis și suc în cutie de carton, care era de fapt un răsfăț și nu puteai să nu fii copleșit de purtarea lui, de grijă lui Dumnezeu. La fel și cu mașina de spălat, la începutul căsătorii, tot în aceeași perioadă, spălam la mână hăinuțele copilului ale noastre și îmi spune soțul meu, lasă hainele, culcă-te, că mâine dimineață primim mașină de spălat. Vă gândiți că abia am 20 de ani, 21 de ani. Acum poate m-am bus, poate nu mai cer mașina de spălat, dar mi-a dat Dumnezeu portofel. Nici nu știu cum să spun când a fost mai minunat Dumnezeu în lucrare. Dar atunci erau momente de disperare când efectiv nu aveam de unde să aștept. Acum dacă aș fi vrut portofel, aș fi putut să-mi cumpăr poate mai mult de un portofel. Dar atunci chiar nu aveam. Era o perioadă în care, de fapt, Dumnezeu ne suda ca și soț și soție. Cred că cel mai fain familiile se încheagă în acele momente. Așa în care este. Pleci de la nimic și ajungi să vezi, nici să nu-ți reproșezi și să te rogi împreună cu soțul tău, să te rogi cu copiii tăi mai târziu și, de fapt, să vezi că Dumnezeu îți răspunde. De la un dinte pierdut prin casă până la lucrurile mari, mașina de spălat. Și ăla l-am căutat și ne-am rugat. De fapt, Dumnezeu
am căutat și n-am găsit dințișorul, era lângă mâna mea când, după rugăciune. Erau lucruri puierile, dar am încercat să le implementez în mintea copiilor mei. Ei, cu mașina de spălat, lasă hainele, mâine dimineață primești mașină de spălat. Dorin, facă-se după credința ta, că eram parcă în momentul acela mai copleșită de neajunsuri. Dimineața sună la ușă, atunci se suna la ușă, nu la interfon, îl căuta pe soțul meu și nu pe mine. Începe doamna să numere fără să dea explicații, după aceea ne spune, ați primit banii aceștia din Bistrița, sunt de la poștă. Nu eram atât de avansat în comunicare ca și acum, în momentul respectiv, de fapt îi primisese de la sora lui Dorin, pe care Dorin a ajutat-o foarte mult când ei era greu. Soțul ei a ajuns în Israel și a zis, banii ăștia trebuie să ajungă neapărat la dorm. Nu știau, iarăși spun, nu știau prin ce noi, care erau neajunsurile noastre, care erau nevoile noastre, să ajungă la Dorin. Ea i-a pus draga de ea prin poștă și au ajuns banii. Cât au fost banii? Exact mașina de spălat, care foarte, incredibil, foarte mulți ani de zile am folosit-o. Era tentat soțul meu să aleagă una puțin mai ieftină, ca să nu mai rămână ceva bani. I-a sugerat vânzătorul, eu îți sugerez să schimbi această mașină. Era de la second, cum se aduceau în vremea respectivă. Am schimbat totul, totul este nou în ea, îți sugerez să iei asta. Exact. Și va binecuvântat Dumnezeu. Da. Dar Cris, să știi că suntem la finalul emisiunii. Deja. A trecut foarte repede timpul, nu-i așa? Și aș vrea să tragem niște concluzii, aș vrea să te uiți la aceste experiențe ale tale și să vezi firul roșu, ce a vrut Dumnezeu să-ți spună, dincolo de miracolul pe care l-ai trăit sau, eu știu, de experiența fericită sau răsturnarea fericită de situații, ce a vrut Dumnezeu să te învețe despre El, despre tine, despre viață? În primul rând că sunt nimeni și nimic și El e totul. Că-mi poartă de grijă în cel mai mici detalii, că nu prin forțele mele, care sunt limitate, nu prin înțelepciunea noastră sau a mea, care este limitată, ci prin El. O purtare de grijă, de fapt, zilnică, atât mie, cât și celor dragi mie. Am învățat și probabil că am ajuns și la o altă maturitate. Când văd mâna lui Dumnezeu altfel, când văd că nu doar pentru mine, uh-huh, și pentru cei din jur, când învăț să nu mai pun întrebări și dacă le pun, chiar să-mi pare rău că am îndrăznit să le pun. Suntem oameni și suntem tentați. Dar Dumnezeu știe de ce. Când am învățat noi umblarea cu Dumnezeu, dacă nu prin greutăți, dacă nu printr-o situație de gradul zero, uh-huh, când nu știi la cine să apuci, unde să mergi, cred că important este cum ieși din încercări, din viață. Și le-am spus și colegilor mei, plecând de la familia mea, la cei din jurul meu, haideți să învățăm să trăim. Și am ajuns să mă rog, Doamne, vreau să mă trăiesc, să mă bucur de viața pe care Tu mi-ai dat-o, nu doar să supraviețuiesc. Vreau să nu mă mai las copleșită nici de gândurile din jurul nostru, de veștile din jurul nostru, pentru că îți știrbesc umblarea cu Dumnezeu. Mă gândeam și chiar povesteam puțin mai devreme, nu cu tine, plecând de la versetul sau de la pasajul pe care l-am citit de dimineață, de la momentul în care Domnul Iisus era înaintea răstignirii și de la lăpădarea lui Petru. Ce au însemnat remușcările, perioada de reabilitare a lui Petru, până a fost reabilitat, de când s-a lepădat până la reabilitare, acele remușcări. Nu vreau să trăim cu ele. Poate sunt momente când am vrea să fi spus altceva, să fi făcut altceva, dar dacă depindem doar de Dumnezeu și în rugăciunea noastră de dimineață, Doamne, călăuzește-mă Tu, de ce să nu luăm că poate așa a fost? Poate aș fi spus eu altceva, ar fi fost mult mai elevat, mult mai sofisticat, dar poate nu ar fi atins pe nimeni. Niciodată nu știi pentru cine poți fi o binecuvântare. Vreau să fiu deschisă, pentru că asta am învățat în umblarea mea cu Dumnezeu. Nu doar pentru mine și ai mei, ci și pentru cei din jur. Dumnezeu răsplătește, nu doar plătește, și răsplătește. Îmi doresc din toată inima ca ai mei, copiii mei personali, să-L cunoască pe Dumnezeu personal, nu doar pe Dumnezeul părinților lor. Mm-hmm. Copiii din jurul meu, nu doar ce le spune, ci să-L cunoască cu adevărat. Îmi doresc să fiu o binecuvântare, pentru că asta am învățat dintr-o viață, mm-hmm, de până acum trăită cu Dumnezeu și o purtare de grijă zilnică a lui Dumnezeu. Atât prin oamenii care i-a scos în calea mea, cât și prin situațiile pe care le-a scos în jurul meu, în viața noastră. Și chiar îi mulțumesc la modul cel mai sincer. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că dacă nu treceam, probabil că nici ca și familie nu am fi fost atât de sudați
sau îmi place să cred că suntem sudaci, văd asta zilnic și prin băieții mei, felul în care se raportează și prin soțul meu, cât părinți, frați, pe cei care am, cei dragi în jur, dar și prin cercul mai lărgit, locul unde îmi desfășor zilnic activitatea și care o consider o biserică zilnică, pentru că începem cu rugăciune, cântările sunt zilnic pe holurile școlii, nu e doar o școală, e mai mult decât atât. O binecuvântare. Mulțumesc foarte mult, Lăcrin. Cu tot dragul. Refrenul vieții tale e că ai fost binecuvântată ca să binecuvântezi mai departe, ai primit ca să înveți cum să dăruiești și e o lecție frumoasă despre umblarea ta cu Dumnezeu. Sper că toți cei care ne-ați urmărit ați fost inspirați de povestea invitatei mele și că veți exersa rugăciunea cel puțin la fel de mult precum a exersat-o invitata mea. Fie ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre și El să ne învețe să primim și să dăruim. Să fiți binecuvântați!